Agentul de poliție a mers la domiciliul unui bărbat în vârstă de 60 de ani pentru a-l duce la judecătoria Liești, unde acesta era citat într-un dosar penal de lovire. Într-un acces de furie, localnicul s-a năpusit cu o sabie asupra polițistului. El intenționa să lovească în dreptul capului, însă omul legii a blocat lovitura cu mâna dreaptă. Cazul este cercetat de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Galați.